Când depindea numai de mine, puneam cuvinte liniștitoare, în sensul că, în ciuda aparențelor, voi fi scurt. De data aceasta, însă, consistența materialelor nu permite să vă promit lucrul ăsta și dumneavoastră veți putea doar să mă opriți, dacă citesc prea mult. O să încerc să citesc, bineînțeles, dar destul de repede, cât posibil. Nu știu dacă mai am nevoie de... Sau din fără. Da. Pentru că mi-ar fi greu atunci să o să stau mai jos. Da. Da. Deci, onorată asistență. Fiecare an de activitate a societății noastre ne îndreptățește să credem cu toată fermitatea că prin acțiunile întreprinse, prin preocupările actuale și proiecții de viitor, avem datoria de a susține, odată cu promovarea românității prin cultură, nevoia legitimă de afirmare a identității naționale în Bucovina istorică. Acest deziderat devine tot mai pregnant în contextul crizei politice actuale, care implică încălcări flagrante ale dreptului internațional până la ocuparea de teritorii și starea de război. În consecință, societatea a adoptat încă în iunie 2014 o rezoluție, sublinind faptul că, citez, înțelegem să fim solidari cu Ucraina acestei clipe de grea cumpără pentru viitorul ei, dar și ea trebuie să înțeleagă că are o minoritate română pe care trebuie să o trateze corespunzător, oferindu-i nu numai legi bune, ci și garanții de implementare reală a lor. În același spirit a fost înțeleasă și conlucrarea cu lideri ai societăților culturale din regiunea Cernăuț, prin întâlniri și vizite pe drepturi reciproce, vizând deopotrivă Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu, președinte Vasile Bâcu, Asociația Publică Golgota, înființată de Petru Brioi, condusă acum de Octavian Bibolaru, și recent Centrul Cultural Român Eudoxiu Curmizac, reprezentat de Vasile Tărâțeanu și Eugen Patraș. Sunt relevante în acest sens manifestările culturale la Cernăuț, respectiv limba noastră cea română, din august 2014 creștine în Europa, din noiembrie 2014 manifestarea la sfârșitul anului trecut și mai ales participarea membrilor societății într-o zi de elevi ai colegiului de Eudoxiu Curmizac la sărbătorirea zilelor poetului național organizată în Societatea Mihai Eminescu în ianuarie 2014. Ven Cernăuțul, păstrând o legătură statornică, se înscriu Ștefan Roptaru, Alpilopi, Chițan Ion, Burciu Carmen, Andronache, Secțirea, Crăciun, Petru Bezinare, dar sunt numai câțiva nume, lista e mult mai lungă. Evenimentul de la Cernăuț din 10 mai 2015, care a făcut vorbire doamna președinte, a constituit un moment exemplar de exprimare a voinței și conștiinței naționale românești. Pe lângă discursurile oficialităților consulare, guvernamentale și prezidențiale, au avut rezonanță cuvinților jurnaliști, scriitori și artiști de la Cernăuț, cât și mesajele vibrante ale delegațiilor din Rădăuț, Suceava, Botoșani, Iași, Alba, Bistrița, Năsăud, însumând sute de persoane. Președintele și membrii Colegiului Directori ai Societății pentru Cultură au susținut pregătirea inaugurării Centrului Cultural Român la Cernăuț, solicitând printre altele concursul directorului Bibliotecii Gesbiera din Suceava, Gabriel Gheorghe Cărbuș, cât și al complexului hotel de copac turistic de la Sucevița. Este semnificativ și faptul că acest aspect cultural a fost prezentat emblematic în revista Septentrion, lansată la Cernăuț cu această ocazie. Toată activitatea a avut caracter de spectacol, un spectacol în primii stradă, Centrul Cultural României Eudoxiu Curmizac, fiind situat pe cel mai frumos bulevard, într-o zonă pietonală, pe vremuri Calea Domnească, s-a mai spus. Este de subliniat ce s-a spus și la Cernăuț. Dar actualul sediu cu librăriei, cafenea literară și birou este rezultatul inițiativei private într-un format modern și multifuncțional. De altfel, o imagine plastică a acestui fapt cultural este ilustrată în editorialul publicat de Lucia Colaru Nenație în Monitorul din Botoșani, din care cităm numai o frază, fiindcă dumneavoastră este aici și o să ne vorbească, bănuiesc. Direct. Întreaga manifestare, în concluzie, care vreau, de o grandoare fără precedent, a părut a consuna peste vreme ca un ecou al Marii Adunări de odinioară de la Alba Iulia, iar cei ce am avut șansa de a fi participat la aceasta, de acum, am simțit parcă prisonul mare.